În aceste zile, județul Mehedinți s-a confruntat cu zeci de incendii din cauza neglijenței și temperaturilor ridicate. Doar ieri, pompierii au intervenit în 11 localități pentru lichidarea tuturor focarelor, evitând extinderea flăcărilor la case de locuit sau păduri. Imagini de coșmar în localitatea Fântânile Negre, unde echipajele de pompieri au acționat cu 4 autospeciale cu apă și spumă și 2 ATV-uri. Incendiul s-a extins pe o suprafață de aproximativ 150 de hectare de vegetație uscată, lăstăriși, mărăcini și miriște. Lucrăm pentru localizare și lichidare. Am reușit să aducem autospeciala în focar. Nu este pericol pentru nimeni, imediat îl oprim. În doar 5 ore, ieri echipajele operative de pompieri din cadrul subunității Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți au acționat pentru stingerea a 8 incendii izbucnite pe raza localităților Aluniș, Corlățel, Fântânile Negre, Jiana Veche, Izvoarele, Salcea, Zmadovița și Stângăceaua. În cursul zilei de marți, 24 august, efective de pompieri din cadrul tuturor subunităților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți au intervenit pentru stingerea a 11 incendii izbucnite la vegetație uscată, care s-au manifestat pe o suprafață de peste 400 de hectare la vegetație uscată și miriște, dar și la 3 hectare de litieră. O intervenție de amploare a avut loc pe raza comunei Boloina Mare, unde au fost mobilizate echipaje de pompieri din cadrul detașamentelor Drobeta, Turnul Severin și Orșova, dar și stațiilor Cânjumare și Strehaia. Pompierii au stins incendiul, care a cuprins peste 200 de hectare de vegetație uscată, lăstăriși, mărăcinești și miriște, reușind să împiedice propagarea flăcărilor la locuințele cetățenilor, dar și la pădurea din imediata apropiere. La intervenție a participat și primarul comunei, împreună cu 5 cetățeni. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost determinată de crearea intenționată sau din culpă a condițiilor pentru a genera incendiu. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.